Ăia hoți, ăștia hoți, bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit, ca de obicei, ora 18, ora adevărului, ca de obicei și în această emisiune avem premii. Așadar, atenție, toată lumea care va interveni telefonic în partea a doua a emisiunii va primi invitații la spectacolul de duminică, spectacol care îi va avea ca și protagoniști, să zic așa, pe Veta Biri și Dumitru Fărcaș. Bineînțeles, este un spectacol folcloric pentru toți iubitorii de folclor, cu mulți invitați și de aici, locali, cum le spunem noi, dar Veta Biri și Dumitru Fărcaș vor încheia acest spectacol de duminică. Repet, spectacol prilejuit cu ocazia dezvelirii bustului lui Avraam Iancu. Va avea loc dezvelirea de bust, unde de asemenea sunt invitați sătmărenii, chiar aici în piața 25 octombrie, după care de la ora 17, acest spectacol unde deja câțiva dintre telespectatorii noștri au luat invitații și îi așteptăm pe cei care sună astăzi să ia alte invitații. Veta Biri și Dumitru Fărcaș vor încheia, repet, spectacolul. Iar apoi va urma și balul Societății Cultural-Patriotice Avraam Iancu, bal care se va ține la Melody și care cu siguranță se va bucura și de mult succes în afară de programul artistic. Acolo și meniul este foarte, foarte bogat. Vom mai vorbi despre acest eveniment. Așadar, astăzi vom vorbi și despre problemele din județ, din punctul de vedere a președintelui Consiliului Județean, pentru că alături de noi va fi Adrian Ștef și vom dezbate, sigur că da, aceste probleme și, desigur, evenimentele pe care le organizează Consiliul Județean. Ca de obicei, stimați telespectatori, facem o scurtă trecere în revista principalelor titluri pe care dumneavoastră cu siguranță le-ați citit. Iată, în Gazeta de Nord-Vest, grevă spartă la Electrolux. Da, într-adevăr a fost o grevă la Electrolux, dar s-a spart. Acum, despre Electrolux se știe că ei au făcut grevă și pe temperaturile alea groaznice. Cred că erau minus 25 de grade atunci când s-a făcut acea grevă în plină iarnă. Coincidea oarecum cu demonstrațiile din București și din alte orașe ale țării. Atunci cei de la Electrolux au înfruntat frigul, au stat acolo în fața fabricii și până la urmă majoritatea cererilor lor au fost rezolvate, majoritatea revendicărilor au fost negociate, dar acum se pare că nu au parte de asemenea noroc. O să revenim cu amănunte. Editorialul semnat de colegul nostru Grigore Cartianu, un copil numit Hagi, merită citit acest editorial. Iar pentru cine nu știe, colegul nostru Grigore Cartianu are și o carte pe care i-a dedicat-o regelui, cum spunem noi, marelui fotbalist Hagi. Ne aducem și noi aminte de vremurile bune când mai mergeam și noi pe la un campionat mondial. Acum, exact de astăzi, într-o săptămână, va avea loc primul meci al campionatului mondial din Brazilia, dar noi împreună cu minunații noștri fotbaliști și antrenori îl vom primi la televizor. Din păcate. Și din păcate cam de mult timp facem asta. Da, mă rog, sper să vină soare și pe strada noastră până la un moment, dat. Iată, tot în Gazeta de Nord-Vest, Zilele Județului, la a doua ediție, o să stăm de vorbă cu Adrian Ștef despre, și despre acest eveniment. Contrabandist prins la Halmeu, contrabanda, vechea poveste, stimați telespectatori, după cum știți, cât timp vor fi diferențe și oarecum diferențe semnificative între prețuri. Corfiele, prețuri la țigări, la alimente, la ce o mai fi, e clar că va fi și contrabandă. Că asta e, iar lumea, sigur că da, încearcă să își ușureze cheltuiala coșului zilnic. Țigările pentru unii sunt foarte necesare, așadar preferă să le ia la jumate de preț. Tractorist bea turtă și fără permis, depistat la Craidorolți, un alt titlu. Mă rog, și tractorist, și beat, și fără permis, mă rog, cam multe. Și un titlu foarte interesant în Gazeta, cu siguranță l-ați citit și dumneavoastră, pericolul automedicației de pe internet. După cum știți, da, sigur, internetul are multe binefaceri. Unele, în schimb, duse în exces, pot cauza neplăceri. Și aici mă refer la faptul că suntem tentați să ne uităm pe internet și să ne tratăm după aceea, mă rog, nu chiar după urechea noastră, după urechea celor care scriu acolo. Sigur că da, în multe cazuri sunt specialiști, dar pe de altă parte discutam și cu doctorii, medicii care veneau prin emisiunile noastre.
Nu poți să tratezi un pacient nici prin intermediul sticlei, da, cum zicem noi micilor ecrane, nici prin intermediul internetului. Pentru o bună diagnosticare și corectă și o eficientă după aceea, un eficient tratament, este nevoie de un consult personal, bineînțeles. Și atunci, ce spun colegii noștri? Că mulți sătmăreni, din comoditate, să nu mai meargă pe la doctor, iată, se uită pe net, ce am, mă doare cap, ia să văd ce scrie acolo, bag durere de cap. Și atunci, sigur că da, fel de indicații. Mai mult, și medicamentație care o găsiți tot pe internet, tot așa prin accesare directă, ceea ce nu poate fi nici aceasta foarte sănătoasă până la un moment dat. Informația zilei. PPDD intră săptămâna viitoare la guvernare. Și Dan Diaconescu va sprijini statul mare dintr-o poziție de ministru. Iată un lucru interesant. De fapt, mai poate fi ceva interesant sau surprinzător în politichia din România. Eu zic că nu prea, surprize prea mari nu mai putem avea. De aceea nici nu ne mirăm de unele. Acum, sigur că Dan Diaconescu, care acuza numai departe de acum două săptămâni, când a fost campania electorală, acuza pe față partidele de la guvernare, iată că acum este dispus. Ce nu face funcția? Este dispus să intre la guvernare și chiar ar dori să fie ministru, nici mai mult, nici mai puțin, decât al transporturilor. Bine, acum dacă ar fi să-l credem pe Dan Diaconescu că va sprijini satul mare și că are oarecum o bucățică, o părticică, nu știu, din suflet aici la satul mare și de aceea și candidat aici, atunci ar trebui să ne bucure că, iată, din nou, Ministerul Transportului este condus de cineva care are anumite legături, afinități cu județul nostru. Om trăi și om vedea. Andrei Budă va participa la Olimpiada Internațională de Matematică din Africa de Sud. Pentru cine nu știe, ne-am dat și la știrile Nord-Vest TV, dar pentru cine nu știe, Andrei Budă provine din Negrești și a ajuns un matematician de talie internațională. El a câștigat mai multe medalii și a luat mai multe titluri până acum, în, cum îi spun cei care nu prea iubesc, în limba matematică, da? Și este un matematician care cu siguranță va face cinste României și, de ce nu, zonei Oașului, pentru că, repet, el provine din Negrești. Pălinca și micii vor fi promovate ca produse tradiționale la Bruxelles. Da, asta tot așteptăm noi de mult, se tot promite, se pare că acum suntem mai aproape de realizarea acestui deziderat. Până la urmă, sigur că da, este foarte important ca pălinca, care este produsă și este până la urmă o băutură tradițională. N-avem cum să contestăm asta și nimeni nu poate contesta asta. Este o băutură tradițională, este o băutură pe care conjudețenii noștri o fac de sute de ani. Sigur, unii chiar trăiesc din această îndeletnicire și ar fi păcat ca prin această accizare să scadă interesul mult pentru fabricarea acestei băuturi și chiar, de ce nu, există riscul chiar să se piardă până la urmă această, până e un meșteșug și acesta, pentru că nu e ușor și nu toată lumea poate să facă. Iată, noi suntem vestiți oarecum că reușim să facem această băutură și este apreciată, acum știți, dragi telespectatori, mai bine. Când mergi la București, dacă te-ai dus cu vorba aceea, un kil, două, cum se spune, de pălincă, faci minuni pe acolo, respectiv toată lumea te apreciază și apreciază, sigur că da, pălinca. Cam acestea au fost titlurile principale, desigur, mai sunt și alte titluri interesante. Dumneavoastră puteți intra pe ediția online a Gazetei de Nord-Vest, pe portal SM, pe sătmăreanu.net și pe Vocea Transilvaniei. Vocea Transilvaniei, un site care, așa cum spuneau cei care o conduc, a fost a doua lună consecutiv cea mai citită publicație locală sau regională mai bine zis, de pe net.
Noi o să revenim la emisiune, după cum am spus, cu Adrian Ștef vom sta astăzi de vorbă și despre problemele Consiliului Județean. Dumneavoastră veți putea interveni în partea a doua a emisiunii și veți putea beneficia, bineînțeles, și de acele invitații. Repet, invitațiile sunt pentru spectacolul de duminică. Duminică ora 17 va fi un spectacol la Casa de Cultură a Sindicatelor, un spectacol unde capetele de afiș vor fi, așa cum am spus, vor fi capetele de afiș Veta Biriș și Dumitru Fărcaș. Cu siguranță îi îndrăgiți. Și pentru ca să putem da invitații mai multe și până o să vină președintele Consiliului Județean, care trebuie să apară aici în studio, o să începem telefoanele de acum pentru invitații. O să aveți un număr de telefon afișat pe ecran, iar cei care doresc invitații pentru acest spectacol pot să sune încă de pe acum. Asta ca să reușim să dăm cât mai multe invitații. Astăzi este joi, mai sunt doar câteva zile până duminică, să reușim să dăm cât mai multe invitații. Repet, Veta Biriș, Dumitru Fărcaș la ora 17, după care toată această manifestare care este prilejuită de dezvelirea bustului lui Avram Iancu se va muta la balul societății Avram Iancu, care și acest bal este cu o ediție jubiliară, a 10-a ediție a balului societății Avram Iancu, care se va ține la muzeu. Deci, din acest moment, aveți un număr de telefon afișat pe ecran și puteți suna pentru invitații la spectacolul de duminică, ora 17. Asta ca să reușim să dăm cât mai multe invitații. Sunt sigur că sunt foarte mulți telespectatori care sunt iubitori de muzică populară și, bineînțeles, de Dumitru Fărcaș și Veta Biriș. Da, bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Alo? Da. Să română. Să română, cum vă numiți? Domnul Maria. Doamna Maria, cine vă place mai mult, Veta Biriș sau Dumitru Fărcaș? Să știm și noi. Dumitru Fărcaș. Dumitru Fărcaș va fi aici alături de noi. Ați câștigat și dumneavoastră invitații. Repet, o să puteți lua două invitații și ne întâlnim la spectacol duminică. Mulțumesc. Să rămână. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Vestea bună, apropo de Dumitru Fărcaș, este faptul că și-a recuperat. După cum știți, i-a fost, să mă exprim academic, i-a fost șutit taragotul. Și vă dați seama ce înseamnă pentru un muzician. Muzician genul lui Dumitru Fărcaș sunt muzicieni care se atașează și până la urmă este și normal. Se atașează de instrumentele pe care le au, cântă cu ele de ani de zile, există o adevărată, să zic așa, afinitate către instrumentul respectiv și sigur că suferă când acestea se pierd, se fură sau se deteriorează. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, sunt Flora Lorena. Ce faceți? Aș dori să primesc și o invitație, dacă se poate, două. Două primiți, doamna Lorena. Cu cine vreți să veniți la spectacol? Cu soțul și cu fetița. Atunci o să aveți trei invitații. Bine, doamna Lorena? Bine. Trei invitații vă așteaptă mâine aici la Nord-Vest TV. Veniți sus la secretariat, veți avea trei invitații. Bine? Bine, mulțumesc tare mult. Să rămână. Da, vă așteptăm și ne vedem acolo. Am uitat să o întreb pe doamna Lorena ce preferințe are între... Până la urmă, sunt doi monștri, să zic așa, în sensul bun a cuvântului, bineînțeles, doi monștri ai muzicii populare, atât Dumitru Fărcaș cât și Veta Biriș, dar nu trebuie neglijat faptul că spectacolul folcloric va fi plin și cu alte nume, din muzica populară locală și nu numai. Vor fi ansambluri și din Baia Mare, din Cluj și chiar din Țara Moților, mă rog, vor fi și Tulnicăresele. Va fi un spectacol amplu și complex pe care, sigur că da, merită să-l vizionați, așadar toți iubitorii de muzică populară pot să sune, repet, de pe acum pentru aceste invitații și cu siguranță vor fi mulțumiți de spectacolul de duminică de la ora 17. Bună ziua! Alo? Alo? Să rămână, cu cine stăm de vorbă? Voichița Pop. Ce faceți, doamna Voichița? Duminică de Rusalii, mergem și noi la un spectacol de muzică populară? Da.
Am înțeles. Cu cine mai veniți, doamna Voichița? Cu verișoara mea, Mărioara. Știe verișoara Mărioara că i-ați făcut o surpriză și... Încă nu, acum. Încă nu. Acum s-o sunați. Bine. Vă așteptăm și ne vedem la Casa de Cultură la ora 17, dar nu uitați să veniți mâine după invitație aici la Nord-Vest TV, da? Mulțumesc. Da, și noi, să rămână. Așadar, așa cum m-am mai amintit și vă amintesc toți cei care sunați și câștigați aceste invitații, sunteți așteptați mâine să veniți să le ridicați de aici, de la Nord-Vest, iar apoi, duminică de Rusalii, la ora 17, va fi spectacol. Un spectacol care, repet, va fi interesant, iar cei care doresc să prelungească, mă rog, acest spectacol, pot să meargă și la balul Societății Avram Iancu, unde, sigur că da, și invitații speciali vor fi prezenți, dar acolo va fi o adevărată nebunie, așa cum ne-a obișnuit Mircea Dobra, președintele Societății Cultural Patriotice Avram Iancu. Așa, dar veți putea beneficia de un meniu bogat, în afară de spectacolul artistic, și foarte, foarte multe surprize, mai ales că este a 10-a ediție a acestui bal. Bună ziua, cu cine stăm de vorba? Bună ziua, cu Adrian. Ce faci, domnul Vasile, cu cine veniți la spectacol? Cu soția și nașii. Și nașii? Și nașii, da. Atunci aveți nevoie de 4 invitații, da? Două, ați câștigat deja două. Bun. Da. Sunteți așteptat mâine să ridicați, dacă ați mai câștigat, știți de unde, aici la Nord-Vest, da? Bine, domnul Vasile, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Sigur că da, sătmărenii sau mulți sătmăreni sunt iubitori de muzică populară, ceea ce înseamnă că vor fi mulți doritori pentru acest spectacol și de ce să nu recunoaștem, este important să avem asemenea acțiuni culturale pe care, să zicem așa, să le cinstim și să ne bucurăm. Să ne bucurăm de ele până la urmă. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Irina David. Ce faceți, doamna Irina? Da, ce să fac, mă uit la dumneavoastră, la Nord-Vest. Da, am înțeles. Vă așteptăm mâine, mâine aici la Nord-Vest după invitații. Cu cine veniți? Păi eu sunt văduvă, dar mie poate găsi pe cineva. Găsiți pe cineva, sigur găsiți pe cineva, să nu veniți singură. Dacă nu găsiți aici la spectacol, bine? Da, este singură totuși. Cine vă place, Dumitru Fărcaș sau Beta Biliș mai mult? Eu amândoi îmi plac, dar Dumitru Fărcaș îmi place extraordinar. Dumitru Fărcașul parcă e mai, da. Bine, mulțumim. Dar, deci mâine la 5 la Nord-Vest. Nu, la 5 va fi spectacolul duminică. Mâine după 10 puteți veni la Nord-Vest când doriți, ca să vă ridicați bine, invitațiile. Bine. Da? Mulțumesc frumos. Să rămână. Da, repet, după 10 toți cei care ați sunat și ați câștigat invitații puteți veni la Nord-Vest, iar spectacolul ca atare are loc de Rusalii duminică la ora 17. Bineînțeles că cei dintre dumneavoastră care doriți puteți să participați și la dezvelirea de bus, pentru că este un moment important până la urmă. Avram Iancu este un erou național, așa cum sublinea și Mircea Dobra, președintele societății, nu este confiscat și nici nu poate fi confiscat doar de moți, este un erou național. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Alo? Cu Cornel David, zic de ceva. Domnul Cornel, ce faceți? Acasă, mă uit la dumneavoastră. Acasă. Domnul Cornel, cu cine veniți la spectacol? Cu soția, cu fica, cu tinerele și cu nepoțica. Hai de cap, mă, toată familia o duceți, da? Da. Atunci 4 invitații aveți nevoie, da? 5. Am înțeles. 5 invitații veți avea mâine, veniți după ele la Nord-Vest TV, da? Ok, mulțumesc. Bine, ne vedem la spectacol. Așa, da, toată familia de mici obișnuiți cu muzica populară. De fapt, până la urmă, nu știu de ce avem așa o falsă concepție, sau mulți dintre noi o falsă concepție, că muzica populară este pentru, nu neapărat pentru generația tânără, ci pentru, să zic așa, pentru generații mai în vârstă. Dar nu este deloc așa, pentru că și cei mici și tineri ar trebui să se obișnuiască și cu acești gen
gen de muzică, muzica populară. Trebuie să știți că instrumentiștii care cântă muzică populară sunt, au o virtuozitate extremă. De multe ori chiar sunt mai virtuoși ca și, ca și cei din, de la formațiile de muzică populară. Până la urmă, acest gen de muzică este și mai greu de cântat. Bineînțeles, maneleada sau manelele fac furor, dar ca și muzică, ca și artă sau, mă rog, cultură, cum doriți să-i spuneți, muzica populară este peste ceea ce sunt manelele. Cel puțin asta este impresia unanimă a celor care se pricep la muzică și care știu aprecia cu adevărat valoarea instrumentiștilor, cântăreților de muzică. Așadar, așteptăm în continuare, aveți numărul de telefon afișat pe ecran, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Mai avem doar astăzi și mâine răgaz pentru a vă da aceste invitații și după aceea, vorba aceea, cine știe când o să mai avem prilejul să avem pe acești doi mari mai maestri, Dumitru Fărcaș, deci maestru Dumitru Fărcaș și Veta Biriș, o doamnă, de fapt, a muzicii populare românești. În cadrul acestui spectacol va avea loc, va fi și o scenetă cu Avram Iancu, o scenetă dedicată lui Avram Iancu și alte momente de care vom mai vorbi. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Bună ziua, Butman Mesc. Maria. Să rămână. Ce faceți? Da, mă uit la dumneavoastră. Foarte bine că vă uitați la mine. Venim, ne întâlnim la spectacol, da? Ne întâlnim. Cu cine veniți, doamna? Cu soțul. Cu soțul, deci două invitații aveți nevoie, da? Cu soțul, cu fica și cu nepoata. Patru, am înțeles. Și fica și nepoata, am înțeles. Și nepoata, pe toți îi duc. Da, foarte bine, duceți-i să învețe să vadă ce înseamnă muzica adevărată populară. Da, să vadă, da. Vă așteptăm mâine după invitații la... Da, bine, mulțumesc. Da, să rămână. Da, într-adevăr, așa trebuie. Și nepoata, și fica, și toată lumea să vină, pentru că va fi într-adevăr un spectacol, așa cum v-am mai spus, cum v-am mai repetat, un spectacol pe cinste. De aceea, iată, aveți posibilitatea în cadrul acestei emisiuni și, desigur, și în cadrul emisiunii de mâine vom mai avea câteva invitații, aveți posibilitatea de a suna și de a interveni în direct. Mai așteptăm puțin câteva telefoane, 1-2 telefoane, după care vom lua o pauză publicitară. Sperăm că între timp va apărea și invitatul nostru de astăzi, care este la o premiere a olimpicilor. Chiar în acest moment are loc o premiere a olimpicilor sătmăreni. O bună inițiativă, până la urmă acești copii trebuie încurajați și stimulați. De ce nu? Sigur că da, ei oricum fac din pasiune, fac, învață pentru că așa vor ei, dar nu le strică mici stimulări, încurajări, pentru că îi face să fie probabil și mai dornici de afirmare. Vorbeam puțin mai devreme și de Andrei Bur. Iată că există mulți sătmăreni care ajung să ne reprezinte la nivelul cel mai de sus. O să luăm o scurtă pauză publicitară, stimați telespectatori, după care vom reveni și cu telefoane, mai luăm și acest telefon, vom reveni și cu telefoane pentru invitații, repet, astăzi și mâine, ultima zi pentru spectacolul care va fi organizat la Casa de Cultură duminică de la ora 17. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Alo? Alo? Să rămână, cum vă numiți? Maria, Sărăș. Da, doamna Maria, cu cine veniți mâine la duminică la spectacol? Cu soțul și cu fiica mea. Deci trei invitații aveți nevoie, da? Da, da. Bine, să veniți mâine la Nord Vest TV după ele, da? Da, vă mulțumesc frumos. Știți unde sunt, am înțeles. Vă așteptăm. Pe toți îi așteptăm, stimați spectatori, să veniți să vă ridicați invitațiile pe care le-ați câștigat astăzi și după pauza publicitară o să revenim cu invitații pentru dumneavoastră la spectacolul De Rusalii, duminică, ora 17. Publicitate, revenim.
Am revenit în direct, stimați telespectatori. Numărul de telefon este afișat pe ecran. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Vrem să dăm cât mai multe invitații. Repet, mai avem doar astăzi și mâine pentru spectacolul de duminică de Rusali, ora 17. Regal de muzică folclorică cu invitat special Veta Biri și Dumitru Fărcaș. Așadar, cei care doriți puteți suna în continuare la numărul de telefon afișat pe ecran. Mai avem aceste invitații și, bineînțeles, ne dorim ca să beneficieze cât mai mulți sătmăreni de un spectacol pe cinste. Sigur că, da, acum, pentru telespectatorii noștri dintre alte județe, ne pare rău că noi vă oferim și dumneavoastră, celor din alte județe, Bistrița, Cluj, Zalău, Sălaj, care ne urmăriți, doar că e puțin mai complicat cu drumul. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Bună ziua, sunt Raș Lucia. Doamna Lucia, veniți să ne vedem la spectacol. Cu cine mai veniți? Cu nepotul. Cu nepotul, deci două invitații, da? Da, la nepotul, invitații. La nepotul îi place muzica populară? Da, îi place. Atunci e bine. Două invitații, vă așteptăm mâine după ele la Nord-Vest TV, da? Mulțumesc frumos! Cu plăcere, să rămână. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Așadar, sigur că da, este important ca să dăm cât mai multe asemenea invitații, că atunci cât mai mulți sătmăreni au să se bucure de acest spectacol. Ne pare, repet, rău pentru cei din celelalte județe, telespectatorii noștri, dar vă promitem, dragi telespectatori, că o să avem acțiuni, Nord-Vest TV-ul o să aibă acțiuni și chiar anumite promovări de care vă veți putea bucura și dumneavoastră, de cum a fost, de exemplu, Coșul de Paște, când ați putut și dumneavoastră, cei din alte județe, să vă înscrieți. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, cu doamna Variu Veronica. Să rămână, doamna Veronica, ce mai faceți? Bine, mă uit la dumneavoastră. Atunci, bine. Doamna Veronica, cu cine veniți la... Cu soțul, fiica și părinții. Stați să-i număr. Soțul, fiica și părinții? Da, cinci. Cinci invitații. Bine. Cinci invitații o să aveți. Cine vă place mai mult? Dumitru Fărcaș sau Veta Biriș? Amândoi. Amândoi la fel. Păi atunci o să aveți o distracție pe cinste. Vă așteptăm mâine după invitații la Nord-Vest TV. Bine, mulțumesc. Săruna, continuăm cu aceste invitații. Grăbiți-vă, mai avem doar câteva minute în emisiunea de astăzi și în emisiunea de mâine pentru aceste invitații. Revenind, telespectatorii din Bistrița, Sălaj, Baia, Maramureș, mă rog, Cluj, vor beneficia de alte promovări, așa cum, repet, am încercat să facem și la Coșul de Paște, să vă puteți bucura cu toții de anumite acțiuni pe care noi le facem, bineînțeles, în interesul telespectatorilor noștri, de oriunde ar fi ei. Acum, sigur că da, această acțiune este dedicată mai mult sătmărenilor, să zic așa, pentru că ei pot ajunge repede și ușor la Casa de Cultură Sindicatelor din Satu Mare, ora 17, duminică, atunci va fi se va desfășura acest spectacol. Așteptăm în continuare, aveți numărul de telefon afișat pe ecran, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră și, bineînțeles, nu uitați, invitația este valabilă pe tot parcursul zilei de duminică. Înainte de acest spectacol va fi și dezvelirea bustului în centru nou, chiar lângă magazinul Someșu. Acolo este deja amplasat Avram Iancu, a ajuns deja acolo, a fost ajuns de prin Târgu Mureș, nu știu unde a fost turnat, să zic așa, turnat la, în sensul bun a cuvântului, nu dat în gât, a fost mai de mult Avram Iancu și a dus aici la Satu Mare. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Cum vă numiți? Da? Cum vă numiți? Ioan. Domnul Ioan, doriți să vedeți și dumneavoastră un spectacol adevărat de muzică populară, da? Da, da, mai ales că s-a recuperat Taragotul. S-a recuperat Taragotul, nu știu unde l-au furat, cred că au auzit și hoții, domnule, știți a cui e Taragotul ăsta al lui Dumitru Fărcaș? Și după aceea au zis, domnule, dacă e al lui Fărcaș, îl lăsăm, îl abandonăm undeva să-și recupereze omul, că ar fi păcat. Să-l fi prezentat de la bălă. Da, da, păi ar fi păcat. Ați văzut ce înseamnă să le placă și hoților cum cânti? Da, domnul. Cu câte persoane veniți la... Cu nevasta. Nevasta e de acord? Da, bineînțeles. Sau nici n-ați întrebat-o încă? Nu, întreb că știu că e de acord.
E de acord. Atunci e bine, vă așteptăm duminică la ora 17, iar mâine vă așteptăm să vă ridicați invitațiile. Vă mulțumesc! La revedere! La revedere! Da, sigur că da, e și o bună ocazie să faceți o surpriză persoanei iubite, persoanei dragi, persoanelor apropiate, să le faceți o surpriză cu aceste invitații. E o bună ocazie să le oferiți un program pentru duminică. E și sărbătoare duminică, după cum știți, sunt rusalile. Apoi bugetarii, am înțeles că luni au o zi liberă, așadar e o sărbătoare care este marcată și aici în satul mare, exact cum e marcată în România, fiind declarată un fel de sărbătoare națională din moment ce luni nu se lucrează. Mă rog, bugetarii nu lucrează. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Maria Bicioc. Să rămână, doamna Maria, vă așteptăm și pe dumneavoastră. Dumneavoastră, cu cine doriți să veniți? Cu soțul. Cu soțul. Deci mâine vă așteptăm după două invitații și cu siguranță o să vă placă spectacolul. Soțul știe, i-ați spus că îl duceți la spectacol, nu? Da. I-ați spus, s-a bucurat? Da, da. Atunci e bine. Vă așteptăm mâine după invitații. Un lucru foarte important, stimați ascultători, sigur așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Un lucru foarte important este și să rețineți, nu, invitațiile nu sunt trecute pe numere de scaune, pe locuri, așadar în funcție de cum veți veni, veți ocupa locurile. Asta pentru ca să nu existe niciun fel de, să zic așa, departajări sau nimeni să nu beneficieze de locuri mai bune sau să nu fie considerate eu am primit locuri bune, eu locuri proaste. În funcție de cum o să vă faceți timpul, să veniți, să ajungeți, în funcție de asta vă veți ocupa și locurile în sală. Deci nu sunt locuri mai bune sau mai rele, toată lumea beneficiază de aceleași drepturi. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Mărioara. Doamna Mărioara, să-mi spuneți dacă vă place Veta Biriș sau Dumitru Fărcaș, ca să știu și eu. Am da, început. Da. Eu m-am obișnuit în campania asta electorală, deja fac sondaje și eu, care e mai bun. Cine vă place mai mult? Toți. Toți, am înțeles. Da. E foarte bine. Atunci, dumneavoastră, cu cine veniți la spectacol? Cu soțul. Cu soțul. El știe, da? Da. E de acord? Da, da. Unde-i soțul? E acolo lângă dumneavoastră? Acum, momentan, nu. Am înțeles. Știți de ce vă întreb? Pentru că, iată, tot statistic vorbind, v-am spus că statistica asta mi-am puiat cap acum în campania electorală, văd că doamnele sunt mai curajoase și sună după invitații și își aduc soții. Ceea ce... Ceea ce dovedește că doamnele sunt mai curajoase. Să rămână o zi frumoasă, o seară frumoasă în continuare. Da, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Asta vreau să spun, doamnele sunt mult mai curajoase, ele sunt cele care sună, abia apoi, așa, câte un domn, aici, colo. Din câte telefoane am avut, ați văzut, ați observat, ați remarcat și dumneavoastră că majoritatea celor care sună sunt doamne, așa că, domnilor, curaj, faceți și voi o surpriză nevestei sau, mă rog, cuiva apropiat și puteți să trimiteți aceste... să obțineți aceste invitații, nu trebuie decât să sunați la numărul de telefon care este afișat pe ecran și apoi, sigur că da, veți avea și aceste invitații. Ne spuneți de câte aveți nevoie și noi vă așteptăm mâine să vi le ridicați. Nu uitați că în afară de, mă rog, cei doi, Veta Biriș și Dumitru Fărcaș, în afară de ei mai sunt și alte capete de afiș, să zic așa, și formații de folclor. Cu siguranță o să vă placă toate, chiar dacă nu sunt neapărat atât de cunoscute. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Alo? Cu Iuliana, bună ziua. Să rămână, ce faceți, doamna Iuliana? Bine. Atunci e bine. Dacă faceți bine, e bine. Cu cine veniți la spectacol? Singură, că soțul va fi la fermit. Am înțeles. Și nu aveți o prietenă, o colegă, o vecină? Nu știu dacă... Noi o să vă dăm două invitații. Da, totuși, pentru cuscră mea, dacă se poate. Sigur că da. Noi o să vă dăm două invitații și o să găsiți pe cineva să nu veniți singură.
Bine, vă mulțumesc. Așa zic eu. Să rămână. Să rămână și sigur că da, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Cred că se bucură de mare succes și mie îmi pare bine că acești cântăreți sunt apreciați în satul mare și îmi pare bine și de faptul că sunt muzica populară e apreciată în satul mare. După ce am avut la zilele orașului un adevărat regal, să zic așa, de muzică ușoară, hip-hop și cum o mai fi fost. Iată că acum și muzica populară e la înălțime, din nou. Bună ziua, cu cine? Cu cine stăm de vorbă? Dana Codrean, de la Viile, Satul Mare sunt. De la Viile, Satul Mare. Și ce faceți, da, doamna? Da. Veniți de la Vii, nu? Da, normal. Am înțeles. Merită. Eu zic că merită acești cântăreți. Da. Bine, vă așteptăm după invitații. Câte persoane vă doriți? 4 persoane suntem. 4 persoane, deci 4 invitații veți avea. Da, da. Vă așteptăm după ele, iar după aceea vă așteptăm și la spectacol duminică de la ora 17, da? Bine. Să rămână. Așteptăm telefoane, iată, ne bucurăm că ne sună și din Vii. Sigur că da, poate să sune persoanele din tot județul, din, mă rog, și din alte județe, dacă aveți cu ce să ajungeți la Satul Mare la spectacol, invitația este valabilă pentru toată lumea, așa cum v-am spus și cum a declarat și președintele Societății Avram Iancu, Mircea Dobra, nu se fac niciun fel de discriminări, Avram Iancu nu este numai a morților, e a tuturor românilor. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Bună ziua! Să rămână, cu cine stăm de vorbă? Chiș Maria. Doamna Maria, vă așteptăm la spectacol. Cu câte persoane veniți? 2 persoane. 2 persoane, am înțeles. Deci și pentru... când să țin spectacolul? Spectacolul este duminică la ora 17. Bun. Vă mulțumesc, la revedere. Să rămână, vă așteptăm mâine după invitații și duminică la spectacol, un spectacol de 2 ore și puțin, 2 ore jumate maxim. Nu e un spectacol lung și plictisitor, e un spectacol care chiar dorește să atingă corzile sentimentale, să zic așa, iubitorilor de muzică populară, fără a se lungi foarte mult. Așadar, din toate punctele de vedere, merită văzut acest spectacol și sigur că da, dumneavoastră merită să primiți aceste invitații pentru că sunteți telespectatorii noștri fideli, iar noi încercăm pe tot parcursul emisiunilor noastre să fim alături de dumneavoastră prin fel de fel de metode, prin invitația unor oameni mai mult sau mai puțin importanți care pot să ne rezolve sau să ne ajute să rezolvăm niște probleme, până la aceste acțiuni, iată, și aceste invitații. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Alo? Alo? În sfârșit, mai avem și domni, că văd că la 3-4 doamne mai sună și câte un domn curajos. Cum vă numiți? Păi, într-adevăr, și încă ce domn? Încă ce domn? Buza și Emil din Satul Mare. Ce faceți, domnul Emil? Ce faceți, pe acasă? Apoi la dumneavoastră. Pacăsucă, da? Ne uităm la televizor. Cu cine veniți, domnul Emil, la... la spectacol? Cu cine? Cu soția, cu cumnata și cu cumnatul, dacă se poate. 4 invitații vă dăm atunci, deci și soția și... Ce bine am nimerit! 4 invitații, așadar să veniți cu toții, da? Bine, da, da. Ei, o să fie de acord, chiar dacă nu le-a spus până acum, dar cred că o să vreau să... Păi, le fac surpriză. Le faceți o surpriză, o surpriză le plăcută. Surpriză, da, da. Da, mulțumim. Vă mulțumim. Da, mulțumim și noi. Da, într-adevăr, o surpriză plăcută și pentru cei care doriți să luați aceste invitații pentru a le dărui. O surpriză plăcută pentru cei care de Rusali, iată, au posibilitatea să urmărească un spectacol de folclor. Asta vreau să vă repet și am să o fac de mai multe ori cu riscul de a vă plictisi. Ordinea, deci locurile se ocupă în ordinea sosirii dumneavoastră la sală. Nu există nici discriminări și nici facilități pentru nimeni. Veniți și în funcție de ora la care ați venit, vă ocupați locurile. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Alina Rus. Să rămână. Ce faceți, doamna Alina? Pe acasă. Pe acasucă. Veniți la spectacol, da? Ne vedem... Da. Da, cu cine doriți să veniți? Cu fica și cu soțul.
Am înțeles. Deci trei invitații, da? Da. Vă așteptăm mâine după cele trei invitații și bineînțeles că o să vă placă. Eu zic că o să vă placă spectacolul. Dintre cei doi care sunt capetele de afiș, pe cine preferați? Veta Biriș sau Dumitru Fărcaș? Alo? Da. Nu ne-a mai răspuns la întrebare, așteptăm telefoanele dumneavoastră. Cu siguranță că majoritatea celor care sună îi iubesc pe amândoi, pentru că cei care sună sunt iubitori de muzică populară, iar cele două persoane sunt, sunt clar vârfuri ale muzicii populare românești. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Loredana Mesaros sunt. Să română, ce mai faceți? Bună ziua. Bine, mulțumesc. Uitați la televizor. Da. Foarte bine. Cu cine doriți să veniți la spectacol? Cu cumnata mea aș vrea să merg. Cu cumnata? Am înțeles. Deci două invitații doriți. Două invitații, da. Două invitații veți avea atunci și vă așteptăm să le luați mâine, da? Dar vă rog frumos să-mi spuneți de unde pot să ridic invitațiile. Deci invitațiile, asta e valabil și pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne-au sunat, invitațiile la sediul Nord-Vest TV, aici lângă Casa de Cultură, aici o să le găsiți la secretariat după ora 10. Da, mulțumesc frumos. Da, mulțumesc. Da, și noi. La revedere. Să rămână. La revedere. Sigur că da, vom mai avea prilejul să dăm, să dăm invitații, pentru că cu siguranță mulți sătmăreni doresc să vină la acest spectacol. Un spectacol organizat de Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu, Primăria Municipiului Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare printre organizatori, și cu această ocazie îl salutăm pe Adrian Ștef, președintele Consiliului Județean. Bună ziua, bine ai revenit în mijlocul telespectatorilor. Mulțumesc mult pentru invitație, îmi cer scuze pentru întârziere, dar chiar nu puteam să lipsesc, e un eveniment foarte frumos. Le-am explicat telespectatorilor că care se desfășoară acum, un pic s-a decalat programul și n-am vrut eu să fac niciun fel de modificări, trebuia să-i premiez pe primii olimpici, dar ce este important este faptul că autoritățile locale împreună cu inspectoratul școlar organizează de asemenea evenimente. Eu cred că olimpicii, toți acei tineri meritoși care ne reprezintă în afara județului, acum vorbim de cei care au luat premii la olimpiadele naționale, trebuie să-i recunoaștem, trebuie să le recunoaștem meritele, trebuie să-i promovăm și sigur, acel mulțumesc, poate acea sumă de bani, nu e atât de mare, dar faptul că noi suntem acolo, inspectoratul școlar le mulțumește. În direct a fost și secretarul de stat, doamna preoteasă, a fost în direct. Noi, Consiliul Județean, Primăria, Prefectura, suntem alături de ei, iar vreau să vă spun că îmi exprim satisfacția că am reușit să alocăm sumele necesare pentru ca inspectoratul școlar să poată să-și organizeze cele mai importante evenimente anul acesta. Consiliul Județean a alocat peste 140.000 de lei pentru olimpiadele naționale care s-au desfășurat aici, diferite competiții regionale, care deja au intrat într-o regulă, într-o cutumă, ca să fie organizate. Și vă spun sincer că de fiecare dată mă năpădesc emoțiile, pentru că acești tineri minunați merită. Și când mă uit la acea sală plină, să știți că mă uit cu încredere spre viitorul județului. Este important, tot le spuneam telespectatorilor, că este foarte important să fie stimulați, băgați în seama acești tineri. Sigur că de ei fac ce fac din pasiune și probabil o fac oricum, dar în momentul în care se simt încurajați, poate ambiția lor crește și dorința de a face și mai mult e mai mare. Și ce este important, cum, și vreau să revin aici, diploma aceea, poate evenimentul în sine, poate acel plic de bani, acea sumă, nu e atât de importantă, dar prin intermediul acestui eveniment, prin faptul că îi promovăm pe acești tineri, eu cred că numele lor va fi auzit și e important și pentru viitorul lor, pentru că eu cred că după ce vor absolvi o facultate, poate o firmă își amintește că a fost menționat numele acestui tânăr, e meritos, e olimpic și s-ar putea să-l dorească să-l aibă în firmă. Eu sunt convins că toate aceste lucruri se leagă. Da, acesta a fost momentul de astăzi, din care cauza v-am spus că o să întârzie invitatul nostru și este bine că totuși
acești copii au fost premiați și este bine totuși că există asemenea evenimente. Dacă n-am avea copii talentați și olimpici, n-am avea nici asemenea evenimente. Cât de mult a încurcat campania electorală mersul treburilor în Consiliul Județean? A fost o adevărată nebunie. V-a interesat sau ați mers înainte și ce lucruri s-au făcut în ultima perioadă? Eu cred că nu și în Consiliul Județean am reușit oarecum să introducem această regulă, o cutumă. Am încercat să evităm, eu cred că am și reușit în mică sau în mare măsură, dar totuși am reușit. A fost un anumit proiect care a intrat într-o dezbatere aprigă. Dacă rețineți acel proiect cu cea mai curată și bine gospodărită comună, da, care nu mai reușea să treacă acel proiect, și l-am discutat de vreo 3 luni, îl tot discutăm. Unii au fost într-o precampanie mai lungă, pe urmă a fost campania și pe urmă după campanie am rămas surprins că unii au rămas în campanie, dar totuși am reușit cu răbdare. Am reușit să explicăm că, de fapt, această competiție prin care dorim să evaluăm comunele din județul Satu Mare și să reușim să creăm un clasament care este sau care sunt cele mai bine gospodărite comune, cele mai curate, de fapt urmărim ca să cu adevărat să ne preocupe curățenia localităților și cred că putem să facem mult mai mult. Noi, ca și Consiliul Județean, poate am reușit și putem, că și legislația ne permite, să dăm o amendă, poate, primarului, foarte simplu. Dar nu cred că aceasta este soluția, pentru că primarul poate automat se îndreaptă către cetățean să dea și el amendă mai departe. Da, el, iar aici, pe bună dreptate, primarul la un moment dat are o reținere, zice, l-amendești, nu mă mai votează. Haideți să spunem că asta este o chestiune care au ridicat-o primarii din discuțiile care le-am avut. Cred că nu asta este soluția, nu prin constrângere. Eu cred că dacă angrenăm pe toată lumea într-o competiție, în care premiul totuși e interesant, pentru că este un autoturism pe care îl primește acea furgonetă care primește primăria, după care vorbim de un utilaj care poate să-l utilizeze pentru indiferent ce fel de activități, care, bineînțeles, tot vizează ca să asigure curățenia și în valoare de 5.000 de euro, pe urmă, 10.000 de euro e utilajul și pe urmă 5.000 de euro, premiu 3, o reabilitare, o igienizare, cămin, școală. Deci sunt totuși, eu zic că, premii consistente. Deci acela a fost mai cu skeptic, să zicem așa, un proiect. Păi numai n-am reușit să convenim, dar până la urmă a trecut, am explicat frumos că nu încercăm să premiem anumite comune, chiar îmi doresc să fie o competiție extrem de obiectivă. A intrat lumea și a alunecat acolo consilierii județeni la un moment dat în polemici în care unele localități au avut anumite avantaje, sigur că ele vor câștiga mereu. În regulament am făcut câteva specificații și anume, în următorii 5 ani, comuna care a câștigat odată nu mai poate să ia încă o dată autoturismul. Primește o sumă de bani, dar avem prevăzute. Parc de mașini, păi da, poate să-și facă un parc auto acolo și o firmă de taxi pe urmă primăria. Da. Nu, dar eu cred că așa trebuie să... Cu soluții de acest gen trebuie căutate, în care angrenăm pe toată lumea într-o competiție și motivarea este total alta. Care sunt lucrările principale care se desfășoară în județ acum? Din punct de vedere, nu știu, drumuri, anumite lucrări mai importante. Păi acum ne străduim să finalizăm investiția de la Vile Satu Mare. Vreau să liniștesc locuitorii din Vile Satu Mare. Acea investiție va continua. Covorul asfaltic se așterne până sus, dincolo de primărie, pe drumul spre Medișa. Deci acel covor se va așterne, să nu-și facă probleme. În momentul de față, firma n-a mai putut continua acum pentru că are constrângeri la un alt șantier în județ, unde sunt niște termene fixate prin fondurile europene, alea trebuie respectate, dar va continua, eu cred că undeva în începutul lui iulie, cred că se va finaliza, nu trebuie mai mult de 7 zile și au așternut acel covor. Ne-au sunat din Vile Satu Mare și pentru invitație, deci îi liniștim, așternut, da? O să continue. Vor așterne acel covor asfaltic. Autostrada Țării Oașului o vom finaliza, este pe final, oricum e și drumul de la Ghilvaci, Gelu, Groapă, Ghilvaci, Moftin, și acel drum este pe final. Ambulatoriul de la Ambulatoriu Mare, noi acum suntem pe final oarecum, mobilierul avem, am avut cele două proceduri care au fost în contestații pentru farmacie, pentru
firma care va aduce aparatură medicală, am vrut să fie dotat cu aparatură medicală când deschidem ambulatoriu, o să fie computer tomograf, o să fie rezonanță magnetică, o să fie aparat röntgen, endoscopie și alte aparate care nu le aveam aici pe partea asta Someșului. Am considerat că e important ca sătmărenii să beneficieze de servicii medicale pe ambele maluri ale Someșului. Dar va fi un ambulatoriu foarte frumos, extrem de modern. Policlinica veche, da? Policlinica veche pe Gheorghe Lazar. Sau când va fi? Eu cred că undeva acum la finalul lui iunie, așa am înțeles acum și de la firma care trebuie să aducă aparatura medicală. Din păcate, farmacia încă în contestații, deci e o bătălie mare pentru acel spațiu. Asta este, dar va fi până la urmă atribuit. Deci tot până în iulie, august. Eu vreau ca să finalizăm, da, și undeva în iulie să putem să dăm în folosință. Da, acestea sunt, să zic așa, principalele obiective și principalele... Avem pe PNDL toate cele investiții. Avem alocate 25 de milioane de lei pentru anul acesta. Vor porni aceste investiții, nu mai trebuie să intre studiile de fezabilitate și proiectele tehnice, nu mai trebuie să intre în aprobare, nu mai trebuie să intre în aprobare în aprobarea ministerului. Acolo este un comitet tehnic care trebuia să le aprobe. Printr-o ordonanță de urgență a fost eliminată această procedură ca să meargă mult mai simplu. În acest moment suntem în linie dreaptă. Avem mai multe drumuri județene care le vom porni pe reabilitare prin Programul Național de Dezvoltare Locală și diferite tronsoane de drumuri comunale. Într-o emisiune viitoare o să vă pot prezenta această listă exactă. Și din promisiune care le avem, se pare că vor mai fi alocate încă sume de bani anul acesta, tot pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Condiția este să consumăm acești bani. Da, este îmbucurător că se lucrează. Și pot să vă asigur că vom avansa și cu al treilea post șoseaua de centură. Acest lucru este clar. Premierul Victor Ponta, în momentul când a fost aici, ne-a promis că vor demara procedurile de licitațiile prin CNADNR. Deci, eu am încredere că acest lucru se va și realiza. Și cu aeroportul, să știți, încă acel proiect ne ocupăm, vorbim de mult de el, dar este foarte dificil. Eu sunt încrezător că și acela o să-l putem finaliza. Deci, lucrurile, să zic așa, nu s-au oprit, chiar dacă am avut campanie electorală, chiar dacă au fost aceste discuții politic, nu pot să evit această întrebare. Ce se întâmplă politic? În momentul de față unde? Da, în momentul de față sunt Satu Mare cu PNL-ul. Este un președinte interimar în persoana lui Romeo Nicoară, e o hotărâre aprobată de Biroul Național. Președintele Romeo Nicoară a propus un birou interimar Biroului Național. Am avut astăzi prima întâlnire, din păcate nu pot să nu spun că e o chestiune publică, oricum va fi anunțată. E un birou interimar din care nu fac parte primarii. Mie mi se pare extrem de ciudat. Dar cine fac parte? Sunt membrii PNL, membrii PNL care sunt poate dintr-un cerc mai apropiat unora. Dar nici măcar un primar așa de sămânță. Un primar este doar cel care este președintele Ligii Aleșilor Local, pentru că el este de drept în birou. Dar în rest primari nu sunt, iar consilierii județeni, și acolo este doar domnul academician, doctorul Virgil Enătescu, eu ca și președinte al Consiliului Județean, care sunt de drept, nu că am fost propus în birou interimar, pentru că sunt nu, de drept. Nu, ești în birou interimar. Nu, eu sunt de drept prin statut. Drept. Am înțeles. Deci oricum nu puteam fi eliminat. Așa, ca și Eu vă spun încă o dată că Partidul Național Liberal nu și-a pierdut identitatea și nu și-o va pierde, nu și-o va pierde nici în momentul de față. Toată această perioadă, am spus-o și eu spun, Partidul Social Democrat niciodată nu a cerut Partidul Național Liberal să renunțe la nume, nu a cerut niciodată Partidul Național Liberal de-a lungul USL-ului nici să renunțe la identitatea lui. Și nu se va întâmpla nici în perioada următoare, cel puțin cât suntem aici la Satu Mare, noi încercăm să protejăm acest lucru. Iar faptul că noi am îndrăznit să-l înscriem premierul Tăricianu aici în organizația municipală Satu Mare... Nu mai știa Antonescu ce să facă, să vă dizolve... Vă spun sincer că nu îmi pare rău și aș face încă o dată, oricând, pentru că eu îl respect foarte mult pe domnul Tăricianu. Este un om de numele căruia se leagă multe lucruri bune realizate în România, să nu uităm guvernarea Tăricianu. E o personalitate și
eu cred că numele domnului Tăriceanu, a premierului Tăriceanu, în momentul când reușești să-l asociezi cu o organizație, cu o entitate, cu o filială locală, poți să-ți aducă numai plus valoare, nu minusuri. Și niciodată nu am fost nevoiți și nu a trebuit să explicăm o adeziune care am aprobat-o. A fost pentru prima dată. Când a trebuit să explicați, dar de ce l-ați primit? Bun, era oarecum... Nu cred. Oricum s-au făcut ceva valori. Eu vreau să vă spun că eu vreau să fac un apel public și asta am spus-o și o voi spune de fiecare dată. Eu cred că în momentul de față Partidul Național Liberal trebuie să accepte pe toți cei care sunt, poate din diferite motive, îndepărtați acum. Eu cred că așa putem să creăm unitate și asta se poate asigura prin faptul că readucem pe toți cei care poate au fost goniți, poate au fost dați afară, poate au plecat de bunăvoie că n-au acceptat linia partidului. Eu cred că Partidul Național Liberal în momentul de față așa poate să devină un partid puternic dacă deschidem competiția pentru o conducere statutară. Pentru că evident este un moment de cotitură a Partidului Național Liberal. Fără doar și poate. Și doar așa putem să demonstrăm unitate și putere. Exact cum am cerut și astăzi președintelui interimar, am cerut ca să se organizeze la Satul Mare cât mai repede conferință județeană, statutară, de alegeri, ca să-și aleagă membrii liberale o conducere statutară. Ca să nu alunecăm în anumite direcții în care dizolvăm pe anumite partipriuri, pe aia nu-i dizolvăm, pe aia dizolvăm, ca să putem să organizăm pe urma alegeri. Deci nu ne aflăm într-o situație ușoară în momentul de față și vă zic că Partidul Național Liberal în momentul de față, cred că doar cu primari, viceprimari, consilieri județeni, președinți de filială, dacă rămânem uniți și organizăm cât mai repede la Satul Mare conferința județeană de alegeri, vom putea să dovedim că suntem pe picioarele noastre și suntem puternici, exact cum am fost și până acum. Acest președinte interimar a fost oarecum impus de la București? Păi, sigur, prin statut Biroul Național poate să decidă un președinte interimar, îl desemnează, după care îi solicită ca în 15 zile să vină cu o propunere de birou interimar. Acest lucru s-a întâmplat. Dar mi se pare puțin ciudat că în acele 12 locuri să nu fi avut loc primarii, cei 9 primari. Eu aș fi realizat un birou județean interimar din cei 9 primari. Că până la urmă sunt aleși, adică... Cei 6 consilieri județeni care au răspundere județeană, asta ar fi fost o construcție. Sau primari, viceprimari, sau primari cu președinții celor mai importante organizații, da, cele mai mari, da, din diferite zone. Stai, vom vedea. Bucuroși ne-am duce toate, nu este nicio problemă. Da, e un moment de cotitură, într-adevăr, dar cu siguranță Partidul Național Liberal, mă gândesc, că are resurse de a se redresa, pentru că, e, într-adevăr, e într-un dezechilibru acum, incontestabil. Dar și dacă privim ce se întâmplă în momentul de față la nivel național, sunt câteva probleme, dar eu cred că tot din interior le putem clarifica, dar nu punând pumnul în gură nimănui, ci lăsând deschisă dezbaterea și, de ce nu, să decidem pentru noi. E mai bine să mergem către PPE, să rămânem la ALDE, ne alegem o conducere prin vot uninominal, ne alegem conducerea prin vot pe listă, pe propunerea președintelui, cum a fost până acum. Eu cred că această dezbatere trebuie să o purtăm și, sigur, la Satul Mare ce s-a întâmplat, cu toate că suntem acuzați acum de unii alții de trădare. N-a fost niciun fel de trădare, eu cred că a fost un lucru extrem de normal, care l-am și explicat. Faptul că și-a asumat filiala ca să-l susțină pe Ovidiu Silaghi, eu cred că mă uit în ochii sătmărenilor, cred că eram total deplasat să spun altceva. Mai ales că l-aveam pe președintele Ovidiu Silaghi, care a fost 12 ani președintele PNL, persoană publică și membru a Partidului Național Liberal de 24 de ani. În al doilea rând eu, Adrian Ștef, ca și relație de familie cu Ovidiu Silaghi, cred că nu mă puteam uita în ochiul niciunui sătmărean să fi ajuns să zic altceva în această perioadă și să nu-l susțin. Oricum nu te credea nimeni dacă zicea nu-l susține. Și dacă o spuneam, cred că zicea că... Era o ipocrizie. Era până la urmă o ipocrizie. Ipocrizie totală. Da. Deci eu cred că am făcut exact cum ar fi făcut orice sătmărean. Eu cred că ce mai important e familia, sunt prietenii, e și partidul, pentru că e a doua familie, sunt ceilalți prieteni.
Dar vreau să vă spun că în momentul în care s-a întâmplat acel anunț, am înțeles că n-a putut fi susținut Ovidiu Sileaghi de la centru, pentru că eu simt că acolo a existat o trădare, pentru că am fost dezamăgit toată organizația când am văzut că Ovidiu Sileaghi, care a fost ministru, n-a putut fi, nu și-a putut găsi o listă pe lista de europarlamentare, când a fost europarlamentar, a fost de două ori ministru. Nu cred că toate acele discuții care au apărut, avea procesul câștigat cu ani, vine din închisoare Iordache și dă o declarație, adică cuvântul unui care e închis cu cuvântul pus împotriva cuvântului unui care e liber. Adică tu crezi cel care este constrâns în închisoare când știm cum merg negocierile cu procurorii care spun, scrie, că... hai, vedem, haideți că așa se face. Se negocează, deci, cine nu știe că așa decurg lucrurile? Și tu să nu ai un loc pe lista lui Ovidiu Sileaghi. Vreau să spun, filiala a fost foarte supărată, toată filiala a decis atunci, bun, mergem înainte, oricum. Și problema este că USL-ul, indiferent că unii spun că există, nu există, pentru numele lui Dumnezeu, că nu pot să nu spun acest lucru, sunt liste USL peste tot în tot județul Satu Mare. Nu să spun acum că nu sunt consilierii locali USL, dar toți sunt pe listă USL, nu sunt pe listă PNL și PSD. Da, dacă desfințezi lista, desfințăm consilierii locale. Deci, da, acum... Evident, că cel puțin până la următoarele alegeri, asta e construcția. Nu, dar nu poți să nu spui, că tu vrei că să nu mai ai majorități susținute cu PSD-ul, spune așa. Dar și asta este greu realizabil din moment ce în consiliile locale s-au stabilit niște majorități. Sunt niște construcții. Deci nu este simplu. Eu cred că aceste lucruri se pot realiza la nivel local, dar liniștit și calm. Dar sub următoarea formă. Nu poți să dezbin consiliile locale. Pentru că cetățenii nu asta așteaptă de la noi. Dacă trebuie să transmitem anumite mesaje, că unii suntem la putere, unii suntem în opoziție, trebuie transmise. Dar la interesul local, acele proiecte, acele activități care au fost pornite, trebuie susținute. Cetățenii nu vor ca să aibă o nesiguranță a zilei de mâine și să spună, bine că i-am ales pe ăștia, se ceartă acum 2 ani de zile, doi ani de zile ăștia se vor certa acum, că numai nu vor avea majoritatea pentru că o trebuie ruptă. Da. Deci, toate aceste lucruri trebuie făcute cu mult calm, iar cum este și Consiliul Județean. În Consiliul Județean, în momentul de față, sunt 6 consilieri PNL, 5 consilieri PDL. Suntem 11 din 33. Cum să fac eu majoritatea? Deci este o altă întrebare. Da, e clar că deci, nu... Ce să fac? O să fiu trădător? Cum să fac eu o majoritate cu 11 consilieri județeni? Nu iese, aritmetic nu iese. Dar nu iese nicicum. Păi, eventual mă pun în colț PSD-ul cu DMR-ul. PSD-ul care are 8, da? Pentru că este și PC-ul acolo lângă cei 7 consilieri județeni PSD și sunt cei 12 de la UDMR. Clar. Deci, sunt 20. 20. Eventual sunt eu telespectator. Da. Sau spectator, da, la ce se întâmplă. Deci nu, astea sunt niște realități. Deci eu cred că trebuie să ne calmăm puțin, să vedem realitățile locului. Se pot discuta indiferent și orice fel de lucruri, dar fără să punem pumnul în gură nimănui și să intrăm într-o dezbatere liberă, iar ceea ce realizăm la nivel local, eu cred că a fost o mare victorie, pentru că am reușit să câștigăm și am demonstrat prima dată că am câștigat și primăria municipiului Satu Mare și președinția Consiliului Județean. Am reușit după 12 ani în care UDMR-ul a reușit să ocupe aceste demnități. Eu cred că asta a fost cea mai mare victorie și colegiul 2, dacă îl privim, tot am demonstrat că împreună am reușit să câștigăm PNL-ul, da, și PSD-ul. Practic, și dacă nu convine, convine, nu convine unora. Da, practic tot așa a fost. Da, într-adevăr, complicată politica asta, stimați telespectatori. Am avut campanie și o să se apropie una și mai dură, aceea de prezidențiale. Noi să trecem la lucruri mai frumoase, activitățile culturale. Ne-am spus telespectatorilor, aveți implicație în această dezvelire de boost. Da, și încă o precizare, eu sunt nevorbit acum, să mă iertați, vă rog. În momentul în care PNL-ul pe Colegiul 2 nu și-a pus un candidat, în momentul în care Ovidiu Sileaghi și-a anunțat candidatura pe PSD, mai era timp fizic. Nu era la mine cheia, nu am luat ștampila la mine. Nu. Așa se spunea, deci, că s-a fugit cu ștampila. Hârtia este semnată de la București,
cu semnătura lui Crin Antonescu sau cu, eram delegată semnătura către, poate chiar către șeful de campanie, dacă bine rețin, Marian Petrache, se putea semna hârtia scana trimite către Biroul Electoral Județean cu confirmare de primire pe urmă trimis a doua zi. Deci nu era nicio problemă, se putea depune orice fel de candidatură, era timp fizic, avion este duminică seara pe Baia Mare, deci putea să ajungă, luni seara putea să ajungă avionul, este seara și pe Satul Mare și pe Baia Mare avion, putea să vină și dosar, putea să vină orice fel de candidatură. Deci au înțeles oarecum că este o problemă și aici doar așa se poate câștiga, asta am explicat-o de mai multe ori și așa se putea realiza doar această victorie. Da. Iar în restul colegiului, eu am îndemnat și am spus-o în ultima conferință de presă, pe colegiul 2 Ovidiu Silaghi, dincolo PNL, eu am îndemnat acești membri, sigur au fost câteva mesaje confuze, dar eu am explicat, aceste lucruri doar așa le putem realiza. Au fost momente unde ați băgat în ceață electoratul că nu înțelegeau. Sunt oameni, sunt oameni pe la țară care da, a fost inevitabil, vă rog să mă înțelegeți, deci Ovidiu Silaghi care era PNL și pe urmă candidat sub sigla PSD, era normal că se creează această bulversare, dar nu puteam, deci colegiul 2 trebuia să-l câștigăm, nu puteam să-l lăsăm UDMR-ului. Da, da. Și eu așa consider și vă spun încă o dată, aș face încă o dată la fel. Asta o dată, iar doi la mână, cât mă întrebați pe mine ca și persoană fizică, privată, Adrian Ștef, nu cred că m-ar fi crezut nimeni să fi făcut nu, altfel. Nu, era clar, adică... Da, trecem la lucruri, să zicem așa, mai frumoase. Manifestările culturale. Am zis, duminică sunteți coorganizatori la dezvelirea bustului Avram Iancu, mă rog, spectacol. După care pregătiți zilele județului Satu Mare, ediția a doua. Le-am spus telespectatorilor și numele care vor fi aici. Și despre asta să vorbim puțin și despre faptul că festivalul de Pălincă, am înțeles că s-a amânat pe toamnă. Da, am vrut să dezlipim cele două evenimente importante care anul trecut, cu ocazia zilelor județului, le-am organizat împreună. Festivalul Pălincii și Festivalul Vinului. Festivalul Vinului l-am organizat deja. Da. Am considerat că putem să-i dăm mult mai mare importanță și să scoatem în evidență producătorii de vin, ceea ce s-a și întâmplat și eu simt că deja este o emulație. E o mișcare acum deja în rândul producătorilor de vin. Am făcut evenimente regionale, am mers în fiecare zona județului, am pornit acel demers cu dealurile Sătmarului, să dăm o denumire unitară la vinul produs ca să fie de origine controlată pentru vinul produs în județul Satu Mare, să fie produs sub denumirea dealurile Sătmarului, în momentul de față, din păcate, dealurile Crișanei sau dealurile Sălajului și pe o mică porțiune dealurile Sătmarului, ceea ce nu este corect. Noi avem vie foarte mult, avem peste 1000 de hectare, în condițiile în care Biorul și Sălajul are aproape inexistentă, e vița de vie inexistentă, și în comparație cu cele 1000 și ceva de hectare ale noastre. Plus festivalul Pălincii, tot așa cu producătorii de pălincă, am convenit tot la fel să-l scoatem în evidență, cred că se potrivește mai bine toamna, merge mai bine cu pălinca și cu prunele și i-am consultat, ei au decis că e mai bine așa să-l organizăm spre toamnă, plus vreau să vă spun, vreau să fie un eveniment regional, se pare că acum se negociază la nivel național să accepte Asociația Producătorilor de la nivel național de pălincă să facem un eveniment regional la Satu Mare în fiecare an. Deci asta și ar fi prima ediție. Bună dinspre Bruxelles. Asta e o ediție bună, deci e prima ediție și eu zic că asta poate să fie legată poate și cu o veste bună. O veste bună, și că am înțeles că de acum, fac demersurile. De acum înainte să organizăm la Satu Mare, eu cred că se și potrivește. Din păcate, unii ne-au luat puțin fața, dar trebuie să intrăm într-o linie dreaptă. Pălinca ne reprezintă în județul. Da, e incontestabil, nu putem contesta și până la urmă știe toți din toată țara. Dacă iar, spui de un turț... Iar cât să vorbim despre zilele județului, vreau să organizăm oricum săptămâna viitoare o conferință în presă în care facem o prezentare mult mai amplă. Pe surse a plecat. Au plecat formațiile, e, surse, s-au da. Dus, dar este foarte bine pentru că am și dorit să dăm se spune acest frame, să-i dăm drumul în Satul Mare. Va fi un eveniment foarte frumos. Ce trebuie să explic sătmărenilor ca să simțim această mândrie locală este singurul eveniment de acest gen care organizează un Consiliu Județean în țară. Încă un Consiliu Județean nu mai există în afară de Satul Mare care să-și organizeze zilele județului.
Vreau ca să fie exact ca și anul trecut, vor fi prezente primăriile, cele 65 de primării, fiecare cu căsuța ei, în care vor prezenta un specific culinar și unul cultural al localității, iar acolo, pe zona centrală, în parc, unde vor sta căsuțele exact ca și anul trecut, roată parcul, nu vor fi comercianți. Acolo se va putea mânca doar ce produc și ce gătesc fiecare primărie. Iar locul unde vor fi comercianții va fi de aici, de la Alea Coposu, înspre Scena Mare, pentru că acolo va fi o scenă de folclor. Aici va fi Scena Mare și lângă Casa de Modă va fi Scena de Folclor. Mai multe detalii. Săptămâna viitoare. Da, stimați spectatori, din păcate trebuie să ne luăm rămas bun. Am depășit oricum spațiul de transmisie. Ne cerem scuze că n-am apucat să luăm telefoane de la dumneavoastră cu întrebări pentru Adrian Ștef, dar în următoarea emisiune recuperăm aceste întrebări. Nu o să mai fie egal aici. Dacă mai intervenea și dumneavoastră, cum a spus adică e și nevorbit, nu mai apuca să mai vorbească și așa pe mine mă tot critică. Bine, și tu vorbești mai puțin. Și eu te-am lăsat. Deci eu chiar te-am lăsat. Telespectatorii n-au intrat, tocmai ca să recuperăm timpul și să poți să... Nu, să știi că am observat că ai fost... Da, te-am lăsat. Multă răbdare. Da, în următoarea emisiune, cu siguranță, întrebările dumneavoastră își vor găsi răspuns. Acum, ceea ce mi se pare cel mai important e această precizare pentru cei din vii. Nu vă îngrijorați, continuă lucrările și, în rest, sigur că da, o să revenim cu noi. Și cred că se pot aștepta undeva începutul lui iulie, deci nu va dura mai mult de 7 zile. În momentul când e repartizorul acolo, vom finaliza drumul. Se va termina. Mulțumim pentru prezență pentru și invitație. Te așteptăm și cu alte amănunte și legate de zile și legate de alte lucrări care se mai fac în județul Satu Mare. Cam aceasta a fost emisiunea noastră. Nu uitați cele mai tari știri la ora 20, știrile Nord-Vest TV. Sunt Victor Constantinovi și vă doresc în continuare o seară plăcută. Mama, rola, 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 rola.